În acest video vom vedea cum putem să optimizăm metadatele de pe site-ul nostru, dar și alte elemente ușor de optimizat care să ne ajute să ne clasăm site-ul mai bine în rezultate căutare Google. Pentru aceasta folosesc acest site optimizat pe platforma WordPress, foarte ușor de utilizat. Am instalat pluginul Yoast, despre care am vorbit în alte videouri, și acum vreau să optimizez, să zicem, o postare. Mai bine, este un articol pe care l-am creat. Vreau să optimizez în jurul unui cuvânt cheie sau unui subiect cheie important. Să zicem, luăm acest subiect, acest topic pe care l-am creat, opțiunea de targetare în Facebook Ads și vedem că nu avem taguri și a fost publicat data de 17 decembrie 2017. Vedem aici scorul Yoast, nu am niciun scor fiindcă nu am pus un cuvânt cheie. Astăzi scopul acestui video este să vă arăt și să învățați cum să optimizați corect o pagină sau o postare sau un articol în WordPress. Intru pe acest articol, dăm click direct pe el, după care aștept să se încarce și aici văd diverse elemente. În primul rând, văd titlul și URL-ul în prima parte a acestui tutorial. Pe data aceasta vreau să optimizez după cuvântul cheie opțiunea de targetare în Facebook Ads. Ok, am doua cuvântul cheie, după care am adăugat și, de fapt, expresia cheie, fiindcă am foarte multe cuvinte cheie. Am adăugat expresia cheie și în URL. Vedem aici URL-ul. Perfect. După care mergem mai jos. Vedem categoria. Categoria este Facebook, unde am adăugat-o. În funcție de fiecare site aici sunt diferite categorii. După care, probabil, să adăugăm și taguri. De multe ori, ca chiar și eu ignor aceste taguri, dar sunt importante, fiindcă ele dau mai multe informații despre ceea ce vreau eu să optimizez, pe ceea ce se vrea pe pagina. Să vedem, adaug cuvinte expresia cheie, cum să targetezi Facebook Ads, opțiuni target. Dar aici adăugăm câteva cuvinte cheie, după care mai avem un următor element, featured image. Aici adăugăm o imagine care să conțină de preferat cu expresia noastră cheie, să zicem, iau o imagine, căutăm o imagine pentru articolul nostru, să zicem, ok, luăm imaginea asta, adaug expresia cheie, dăm open. Deci, în imaginea dăm open, adăugat expresia cheie în file name. Vedem că am și de ce este sub alt nume. Așteptăm să se încarce imaginea pe server. După care, vedem că s-a încărcat. Avem caption, punem expresia cheie și la description. Deci aici avem titlu, caption, alt text și descriere. Adăugăm expresia cheie în toate aceste elemente. Pentru că Google să-și dea seama mai repede despre ce este vorba în articolul meu. Ok. După care merg mai jos și aici o să văd, bine, acesta este un infografic. Mai jos o să văd elementele din Yoast. Vedem aici este titlul, meta tagul de titlu, în care am expresia cheie și am și numele brandului. Vreau să mă găsească și după numele brandului. După care am descrierea, în care aveam opțiune de targetare pe Facebook Ads și un call to action, vezi infograficul pe site. Avem focus keywords. Keyword este acesta. Ok. După care vedem că nu avem cuvinte, nu avem descriere. De fapt avem numai că nu avem linkuri interne și externe. Asta putem să adăugăm pe viitor. Acesta este doar un exemplu, fiindcă am doar un infografic. După care am opțiunile de targeting și pe Facebook, de fapt opțiunile de optimizare și pe Facebook. Avem Facebook Title, unde adaug la fel ce am aici în titlu și în descriere pun și aici. Deci vedem Facebook, avem o imagine și pe Twitter, la fel. Opțiune de targetare, copiez descrierea mea de aici, ca să nu creez alta, să-mi fie mai ușor. După care adaug o imagine, să zicem aceasta, și la final dau pe publish.